Trei trasee de transport în comun din Ploiești vor avea programul modificat. Societatea operatoare Transport Express SA Ploiești informează cetățenii că începând cu data de 22 ianuarie, din cauza fluxului scăzut de călători, traseele 42, 48 și 106 vor funcționa după următorul program. Traseul 42, plecare de la pod înalt la 6 și 15 minute, traseul 48 cu plecare de la malul roșu la 6 și 15 minute, Traseul 106, plecări de la Gara de Sud la 6.15, 6.30, și 22.25 și plecări de la Ustel la 7.20, și 15, 15 și 23 și 20 de minute. Călătorii abonați, utilizatorii ai traseelor mai sus menționate pot circula cu celelalte trasee urbane în baza tronsonului comun aprobat.